ouă. Ou, dar doar gălbenușul. Multă lume le face cu smântână. Greșit, da. Se fac cu gălbenuș de ou. Paste, ulei de măsline, sare și piper. Așa se ia și parmezanul. Și parmezanul, da, perdon, parmezanul se pune înăuntru. Se spune că în carbonara trebuie să punem foarte mult piper negru. Și știți de unde vine numele lor carbonara? Se spune că vine de la carbon. Și atunci când pui piperul negru, se ia de la carbon, se zice că vine carbonara. Bine, hai să lăsăm spaghetele, Agi, și zine cum ți-a fost ție weekendul. Plin cu iubire, așa? Minunat. No. Extraordinar minunat. M-am petrecut vineri, m-am petrecut sâmbătă, ieri am stat acasă la vatră. Da. Am zis să mă hodinesc, bă, eu la vârsta mea nu mai pot atâtea zile, să știți dacă astăzi e bine. Da, da, da. Știți cum e, dice, ți rău? E rău. Dacă ți-e rău astăzi, înseamnă că e ți-o bine. Da, și a vrut să fie bine, așa că nu am mai... Da, a fost foarte bine și îmi doresc și eu, ca și Fer, cum au zis că a fost cel mai mișto sfârșit de săptămână, mi-aș dori să fie mai multe. Așa. Deși pentru tine a fost un weekend grozav. Da. Da, cu iubire? Cu de toate. Generalmente cu iubire de oameni. Cum, nu vrea ea să zică, nu? Ai văzut? Aha. Ați văzut iubire, ce înseamnă? Cu iubire de prieteni, cu iubire de oameni, cu iubire, cu tot felul de iubiri. Diferența de experiență. Ai văzut? O întrebat cu iubire mai blocată. Și Tupac. Da. Ai întrebat-o pe Angie, da? Imediat. Ai întrebat-o pe Angie și zis, cu iubire de oameni, de prieteni. Lisa, nu se pare că o slăbit un pic Fer. Vreau să vă spun că și mie mi se pare asta. Uite, serios. Da. Știți unde am dat seama? Asta am spus ieri și pe Instagram. La față. Liniile feței, dacă mi se văd din ce în ce mai bine, am eu. Nu m-am pus pe cântar, dar și aici, cum. La burtică, văd că ai slăbit, serios. Posibil, posibil. Chiar ei, cred asta. E îmbrăcat și bine. Vezi cum mă susține? Adevăr că am avea nevoie de un cântar. Ca să-l putem comproba. La un moment dat, că acum îl dăm peste cap. De ce? Te susțin, Fereșanu. Dă înainte cu dieta. Chiar dau înainte. V-am zis, nu-mi cumpăr de mâncare. Tot ce primesc aia mănânc și primesc doar de dietă. Am înțeles. Bună dimineața, Daniel. Ție cum ți-a fost weekendul? Bună dimineața. Eu vreau să încep doar prin a spune că toate cântarele mint, da? Să fie clar. Corect. Nu crezi niciodată un cântar, Fere. Indiferent. Weekendul cu iubire, cu... Toate zilele sunt cu iubire când ești căsătorit și ai copii, nu? Iubire, da, pentru toată lumea. Și știri, nu? Da. Da. Hai să le vedem. Mulțumim, Daniel. Cu rapel, cu astea. Bravo! Dar mai avem în ora a treia. Ce se întâmplă în ora a treia, vă dați seama? Da. Adică bine, a avut prima doză, avem rapelul, da. Și la treia ce se întâmplă? Efecte adverse. Cum? Vedem ce se întâmplă la nouă. Cum își va denumi porția de știri, Daniel? Am înțeles. Gata, weekendul, haideți să fim și recunoscători. Spre pentru tabla ceva. Recunoștinței. Da, astăzi sunt eu elevul scos la tablă. Așa, așa, da. Că am să vă întreb ce motive de recunoștință aveți. Eu sunt recunoscătoare lui Mihai Mărgineanu. M-am trezit cu muzica lui de dimineață. Mă iubește femeile? Nu, cu Paraschivă, nu. Ah. Ce multe am iubit Paraschivă. Ți-am zis o 2000 de ori. Și ca drept dovadă ți-am adus grămadă vreo trei basculante de flori. Scuze, vă întreb concertul. Da. Cred că tabla asta o să cadă. Ia-o în braț. Ia-o-ți, femei. Este cine total oare nesigură. V-a făcut? Bibilică, bibiloi. Da. Da. Așa, foarte frumoasă tabla, iată, da. Doi. Trăiască Mihai Mărgineanu și trăiască piesele lor de piesele lui de dragoste. Mihai Mărgineanu, nu îl lasă astăzi, deci, dacă nu. Băi, a cântat, l-a salutat, e recunoscător. Deci, masa, de ce? Masa, da. Se crăcănează, nu prea. Teribil. Așa, Fereșteanu. Doi, tu vrei să zic eu? Hai. Eu sunt recunoscător weekendului iubirii, adică iubirii, pur și simplu. Ah, bine. Bravo, că ai avut parte din plin de ea. Uite, da, mai ales sâmbătă. Da, mă, Angi, zi. Lasă că ține. Hai că ține-o. Și te rog frumos. Mă rog. Așa, susținere la tablă. Da. Mulțumesc. Liza.
Am zis, Angie. Cea mai mare recunoștință care pot să o am pe pământ și astăzi și în fiecare zi de dimineață de când mă scol e pentru că sunt sănătoasă, pentru că mă trezesc sănătoasă, pentru că toată lumea din jurul meu e sănătos și e lucrul cel mai important care mi se poate întâmpla de obicei în toată ziua și mai mult astăzi, în ziua de astăzi, în care cel mai important lucru e să ne păstrăm sănătoși. Mai ales aia mentală. Nu. Aia mentală e cea mai importantă. Ascultați-mă, vă vorbesc de faptul că trăim vremuri fără precedent și acum chiar e important să ne păstrăm cu iubire, sănătoși, să nu ne îmbolnăvim de COVID, să fiți bine și voi care nu sunteți bine de acasă, vă doresc din tot sufletul să fiți și vă trimit iubire și... De ce vă râdeți iară? Că voi ăia care nu sunteți bine acasă, păi, să fiți bine. Vreau să vă zic, eu mulțumesc pentru că sunt bine, dar supun că sunt oameni care nu sunt bine acasă. Normal. Și atunci vreau să vă transmit tot îmbrățișarea și iubirea mea. Frumos. Uite, ia în brațe. Sunteți sensibili deloc, bă, nu știu ce să mă fac cu voi. Nu sunteți sensibili. Mi-a plăcut foarte mult cum ai început. Trăim vremuri fără precedent. Foarte frumos. Și foarte important e să ne păstrăm cu iubire și cu înțelepciune și cu drag de oameni. Cel mai important lucru. Omul lucru dragul mi-e dat din. Și vă doresc sănătate celor care nu sunteți încă bine. Vă doresc din suflet. Sănătate și virtute și bani să aveți și tot ce vă doriți. Și vreme bună afară să aveți. Nici măcar nu mai importa. Corect. Cel puțin nici acum. Nu mai contează. Okay. Trecem la Bibi să ne aducă și vești bune de la meteo. Sperăm noi. Bună dimineața. Da, dimineața. Vești bune pentru o zi de iarnă. Da. În București vremea va fi rece, cerul va fi temporar noros și mai ales seara vor fi condiții din soare slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 4 grade. În țară vremea va fi rece în majoritatea regiunilor, pe arii restrânse chiar geroasă dimineața. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, iar în rest va prezenta înnorări. Va ninge slab în cea mai mare parte a zonei montane, local în nord, centru și nord-est și izolat în sud. Vântul va avea intensificări temporare ce vor accentua senzația de frig cu rafale de peste 70 de km pe oră la munte, cu precădere în zona înaltă a Carpaților meridional, precum și în Moldova, cu viteze în general de 55-65 de km pe oră, zone unde zăpada va fi spulberată. Așa e normal să fie iarna, nu-i așa, Liza, Fere și Dorin? Este Bianca, așa este. Lasă că am auzit eu că săptămâna următoare va fi cu temperaturi mai ridicate. Așa ai auzit? Da. Da. Și am auzit și sper la acest lucru. Eu sper, sper să nu sper degeaba. Oameni buni, dacă îl vedeți pe al nostru Dorin Chioțea, vă rugăm frumos să-i spuneți că trebuie să vină de îndată să ne aducă revista presei. Dorine, l-am văzut. Dorin! Weekend prelungit, cu dragoste. Cât aș fi dorit eu. Am și torba cu ziare la mine. Am înțeles. Bună dimineața, Dorin. Vă salut, dragilor. Ești ca muștărel azi? Da, am zis să fiu așa, în contrast negru cu... Da. Nu știu ce e asta. Un fel foarte bine. Verde, da. Nu, este verde. Galben, portocaliu, nu mai văd bine, am îmbătrânit. Da, e muștar. Muștar, nu? Cred că așa îi zice. Hai cu revista presei. Hai. Da, mă uit la camera 3, la camera 2. Încep cu afacerile, prieteni, adică cu revista New Money, care debutează pe prima pagină pe faimosul Shelly, după cum puteți vedea, copilul minune la aproape 20 de ani, Andrei Șelaru, zis și Shelly, este cel mai popular vlogger român, se așteaptă ca în 2021 să atingă pragul de 1 milion de euro din venituri. Iată, un milionar pe bune, da? Un milion de euro din venituri. Și alt copil minune. Erau Shirley Temple prin anii 30. Ulterior au mai fost și alții. Dar pe la alții l-avem și noi pe Shelly. Și-a deschis recent o academie de vlog. Apropo de afaceri. Academie de vlog. Un curs la Shelly costă 297 de lei. Și de ce e 297? Așa costă. 300. E ca prețurile din supermarket. Dorin. Nu știi? Da. Ca să te facă să... Uite aici niște poze interesante. De altfel o ședință fotoreușită. Copilul minune. Da, o ședință fotoreușită. Și ce să zic, ești pionier în domeniul său. E foarte bine asta, da, până la urmă, așa cum și voi sunteți pionieri în domeniul vostru, avem aici și un top al zonei, ca să zic așa, de vlogging și nu numai.
De asemenea, uite, sunt fel de fel de... în funcție de sutele de milioane de ochi care îi privesc pe oamenii ăștia, de veniturile pe care le realizează și așa mai departe, vă invit să luați New Money pentru că e o privire serioasă către această zonă pe care mulți încă nu o bagă în seamă, dar care pur și simplu precum magma pe sub scoarța terestră lucrează puternic, da, fără ca noi să ne dăm seama, dragii mei. Ziarul News, ediție națională, premieră pe piața de capital, ASF a evaluat activitatea depozitarului central. Asta spune câte ceva pentru deal de Daniel Coman, că el e pe partea economică, vorba lui Gigi Becali, când te iau pe partea economică, nu prea am ce discuta cu tine, așa și Daniel Coman cu mine. Vrem fonduri europene mai repede, nu mai ușor. Zic, mă rog, antreprenorii români, neapărat România a avut alocată suma de 9,5 miliarde de euro, sunt la Ziarul Financiar, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în 2014-2020, iar rata de absorpție a fost de 74% a acestor fonduri. Deci ideea este că se mai chinuie câte unii să atragă și bine fac. Clădiri de birouri în creștere se pregătesc în București, 9 clădiri nori pentru 24.000 de corporatiști. Ăștia lucrează mai mult de acasă acum, corporatiștii, dar clădiri noi se tot fac. Și hai să ajung și pe la Național, care îi dă cu titlurile în stil propriu. Polițiștii iau cu asalt guvernul, mii de protestatari la Palatul Victoria. Incredibil. Membrii ONG-urilor au votat pentru vânzarea companiilor de stat. Vaccinarea obligatorie este prioritate strategică a guvernului. Colonelul Popa, răzbunarea lui Ciucă pe Câțu, conspirația împotriva justiției și așa mai departe. Confruntarea titanilor dacii față în față cu animalele corporatiste, scrie și Răzvan Ioan Boanchiș, care are ce are cu diverse categorii sociale, are ce are și cu matinalul nostru din când în când, trebuie să spunem. Primarul Iașiului dă 14 milioane unui biet copil scos din afaceri de DNA, citiți povestea, ancheta în Jurnalul Național. Fraților, trec și la Libertatea cu ultima pagină, mari companii de ciocolată din lume acuzate de sclavie, mii de copii obligați să muncească pe plantațiile de cacao, în special în Sierra Leone, în Coasta de Fildeș, care produce peste 60% din cacaoa existentă în lume pentru ciocolată. Bineînțeles că marile companii spun că nu ele fac direct contracte. Iată-o și pe profa de 12 ani. O fetiță îi ajută pe alți copii să nu uite că au învățat după ce școlile au fost închise din cauza pandemiei. În Egipt se întâmplă această minune. Jerry Seinfeld și-a pus vocea la dispoziție pentru metrou din New York și zice așa, cum la noi e faimosul apel, atenție, se închid ușile, pe care îl cunoaște orice om care a trecut prin București și s-a plimbat cu metrou. El zice, bună, sunt Jerry Seinfeld, vă rog să mențineți distanța socială în vagoane și în stații. Ce tare! Interesting, aș zice, da? În fine, învățăturile a 30 de bunici pricepuți, iată, un proiect interesant al regizoarei Ioana Păun, care a adunat poveștile a zeci de pensionari dornici să împărtășească din hobby-urile lor în podcast-uri despre rețete, croitorie și cosmetică sau bricolaj. Simona Halep, știm cu toții, la al 100-lea meci cu victorie în circuitul WTA, performanță uriașă, în marile turnee, de fapt, așa trebuie să spunem asta, se va duela cu Serena Williams, care rezistă și a luat revanșa față de Iga Swiatek. Simona Halep strălucită, aș putea să spun. Grecii se bronzează, restul Europei, Dârdia a trecut la click, care vorbește și despre scaunul de aur al lui Larry Flint, tăticul revistei Hustler, cărucior de 75.000 de dolari după ce a rămas paralizat. Acum e adevărat, e ca și cum ai fi într-o colivie de aur, pasăre într-o colivie, așa și cu căruciorul lui Larry Flint. Ce blestem să mor într-un astfel de cărucior, fie el și de aur. Adevărul
ca să supraviețuim următoarei pandemii, trebuie să schimbăm felul în care locuim, adică balcoane, terase, inclusiv la muncă, spun arhitecții, în colaborare cu medicii, și cu asta vă las în pace. Ei, nu ne lasa în pace. Nu ne lăsa, Dorine, că ne place de tine. Poliția e cu noi la 8:20, 8:25. Cum abordăm intersecțiile? Asta este tema de astăzi. Da. Bună! Conform. Ce faci? Ca unii le fentăm așa prin diverse locuri, știi, ne băgăm pe banda mai din dreapta ca să ajungem mai în față, nu prea e corect. Ce ne spune Claudiu Costea. Nu mă regăsesc în cele spuse, nu fentez nimic. Dar fentez așa, dar nu fentez de fapt. No. Intru direct în pozele de pe Facebook-ul vedetelor și de pe Instagram-ul lor. Semnalizăm, dăm claxon și ajungem la ziua îndrăgostiților pe internet, ziua îndrăgostiților pe stil american, bineînțeles. Așa, pe internet. Avem prima poză de astăzi. Nicole Kidman. Zice despre fetița ei, my favorite Valentine. Ce frumos. Despre de aici se vede un copil. Dar nu, noi prea, nu vedem bine, nu prea, să știți. Se vede, nu? E și lumina serios, difuză, nu? Dar interesantă ia, poza. Stați să vedem. Stați o secundă să lămurim aspectul, că noi nu vedem copil de aici. Bine. Gata, ați îmbătrânit și voi. Da, am îmbătrânit și noi, Dorine. Bine că n-ați îmbătrânit în rele. Deci da? Nu. N-am avut dreptate, fiți atenți. Nu. Vă spun de aici, așa, în felul următor ne poziționăm. Avem pe Nicole Kidman, era în ceva mov, da? Soțul era în negru, deci ea cu el. Ah, okay, și am crezut că ea e copilul. Și eu, mulțumesc, e ceva micuț, așa, nu-i vedeam picioarele. Da. O iluzie optică, da. Sau nu vedem noi bine. Trecem mai departe, cu mai mult succes, spre cea de-a doua poză. Ah, Michael Douglas cu Catherine Zeta-Jones, nu? Da. Așa. Frumoasă. Frumoasă. Oh, el nu mai e ce a fost, dar ea mai e... Mai e, lasă-l, mă, că și el se ține bine, mă, Dorine. Se ține bine. Happy Valentine's Day to my beautiful wife. Îi urează soției lui frumoase. O zi... Dar să trăiască amuzat, măcar nu? La fel de mult Michael Douglas, precum Kirk Douglas, da. Tatăl său. Da, o las și el a trăit mult. Da, 100 și ceva de ani. Vedeți? Murit, iubirea nu ține cont de dacă nu mă înșel sau cum... În acest ceva. Caz, mă uit la poza asta și îmi dau seama, am șanse la orice îmi doresc în viață. Da, mergem mai departe. Îl avem și pe Smiley, cu Ginuța. Smiley cu Ginuța? Da. O poză veche. Cină romantică și unicorn de Valentine's Day. Vă zic, nu, asta nu e o poză recentă. Eu cred că este o poză din vară. Un unicorn și o gogoașă. Nu te pozezi așa. Înainte de sarcină, pe vremea când Gina Pistol făcea sport, iată ce poziție. Mergeau la piscină. Nu mai poate. Mergeau la piscină. El a și mușcat din colacul ăla. Din gogoașa aia. Gogoașa aia, imensă, da. Să știți că știu de ce a făcut Smiley această poză cu gogoașa asta cu lac în față. Și eu când am un obiect de recuzită să-mi ascund silueta, știți cum iau în brațe. Fie un puișor, fie ceva. Nu mai se acopăr, știți cum? Imediat. Puf. Bine că nu muși din el. Da. Știi tu că nu? Uneori când mi-e foame, mai o bucătură din orice. Mai un lemn, mai un... Mai o ceva, o perlă. Din fier să nu mușca, te doar dinții. Ia. Da. Îl avem pe David Beckham și o avem și pe Victoria Beckham. Poate unul dintre cele mai frumoase cupluri. Da, aici sunt de acord. Copii mulți cu un pahar cu vin în față, iată. Ia, așa, visători. Dar tu n-ai sărbătorii, măi, cu vin? Ba da, toată lumea sărbătorește cu ceva vin. Da. Happy Valentine's to the most mommy and most inspiring wife. I love you so much. Da. Te iubesc foarte mult și ești o mamă minunată, extraordinară. O declarație frumoasă, așa scurtă, simplă, de impact. Da, dormim, cum trebuie. Așa, ea a fost impresionată, a luat-o somnul. Cât a adormit. A fost un Valentine's Day reușit, nimic impresionant, n-am văzut ceva să mă șocheze. Zi ceva frumos, ai, bravo, la mulțumesc. Exact, da, asta, frumos. Cel mai frumos răspuns, mai impresionat, mai dat pe spate, am intrat în lumea. Las, că se simte bine acolo, pe milioanele lor de euro. Mai plec și eu, ca să zic așa. Da, pleci. Te-am plictisit? Te-am plictisit, a? Nu, nu m-ați plictisit, dar... Hai că parcă... Te duci prin intersecție, am înțeles, Dorine. Mă duc prin intersecție, da, exact. Vezi cu semnalizare, cum stai. Da.
Suntem pregătiți așadar cum abordăm intersecțiile, prieteni. Aici vă las cu Liza și cu Fere, care abordează subiecte variate și invitați. Unul și unul, frate. Mulțumim, Dorine. O abordăm noi pe Mădălina în această dimineață. Bună dimineața, Mădălina, se poate? Bună dimineața, se poate. No. Te ascultăm. Pregătiți să ascultați ce spun astrele și zodia de ascendent să vă ascultați. Conjuncția dintre Mercur retrograd și Jupiter din Vărsător se resimte puternic astăzi și ne poate aduce idei geniale și soluții sclipitoare la problemele cu care ne confruntăm. Tot astăzi ne aflăm sub impactul unui remarcabil sextil între Neptun și Marte, responsabil cu o mare doză de inspirație, creativitate, dar și visare și idealizare. Înțeles un cuvânt. Sextil, cred că ți-a sunat așa. Da, mi-a sunat bine el, cuvântul, da, vreau să fiu sigur că am înțeles ce înseamnă. Să știți că sextilul este ca și trigonul, conjuncția, quadratura. Este un aspect astrologic. Da. Se formează între două planete. De data asta, sextilul este unghi de 30 de grade între două planete, din zodii în semne care se potrivesc. Acum e Neptun din Pești cu Marte din Taur și Peștele cu Taurul. Da? Sunt apă cu pământ. Ele se De ce pe sincronizare astăzi, Mădălina? Ne sincronizăm? Știți că sextile sunt destul de des, dar ăsta este mai important, de-aia l-am ales astăzi să-l abordez. Când e sextil, e bine? Da, e bine pentru că e aspect de susținere între cele două planete. Știi, energia uneia cu energia celeilalte vin și fac... Bine, mai bine decât sextil poate fi și trigon, dar ăsta e între semne de aceeași aer, apă, știi? Ne e mai ușor cu trigonul. Da, și sextilul ne pune puțin la muncă. Bine, am înțeles. E foarte bine. Hai cu zodiile, mă. Sper că v-am lămurit acum. Da, da. Mie mi se par cuvintele astea atât de sextil, trigon, quadratură. Ușoare, nu? Ușoare, da. Nu, acum că ni le-ai explicat, e în regulă, am înțeles ce este. E bine că e bine. Aspect de susținere benefic. Da. Ne ajută. Berbec. Mintea ta este extrem de activă și poți avea o adevărată revelație legată de un proiect în care ești implicat, dar nu trece și la fapte. Deocamdată rezumă-te la analiză. Te poți apropia mai mult de o persoană care îți place. Taur. O oportunitate profesională mai veche se poate reactualiza sau poate ai ocazia să te afirmi printr-un talent aparte. Sentimental, ai grijă la tendința de iluzionare dacă ești singur și dacă ești în cuplu, la tendința de idolatrizare a partenerului. Gemeni, îți vin niște oferte de colaborare, însă ai tendința de a sta cam mult pe gânduri, ceea ce momentan nu e rău. Fă diferența între promisiune și propunere. În cuplu îți faci planuri de viitor cu partenerul și vă înțelegeți la nivel mental. Rac. Încep săptămâna înarmat cu mult curaj, cu idei sclipitoare, dar și ușor idealiste. Cuvântul tabu nu mai există pentru tine și ești dispus să-ți învingi orice temere. Un dialog cu un prieten te ajută să-ți schimbi o perspectivă. Leu. Sentimental, lucrurile merg cum nu se putea mai bine și un dialog te reconectează cu partenerul. Profesional, în schimb, s-ar putea ca ideile tale să fie considerate prea îndrăznețe sau prea idealiste și să fie date deoparte. Fecioară, reglementările și soluțiile care ți se propun la locul de muncă s-ar putea să intre în contradictoriu cu principiile tale. Totuși, vei fi tentat să-ți urmezi obiectivele profesionale. În schimb, în cuplu, ajungi foarte ușor la o cale de mijloc cu partenerul. Balanță. Sectorul iubirii este activat și s-ar putea ca astăzi să te gândești mai mult la o fostă relație, însă o vei face cu detașare și împăcare. În cuplu, ai tendința de a fi mai visător și poți da naștere unor scenarii fanteziste. Scorpion. Iubirea capătă o nouă conotație pentru tine și te bucuri de sentimente înălțătoare, însă ai și tendința de a-ți idealiza partenerul. În familie se pot discuta aspecte financiare cu rezultat favorabil. Săgetător. Ești plin de idei noi, interesante și creative, însă nu simți să le transmiți deocamdată și celor. O să vină și timpul lor. Poți reveni asupra unei decizii luate în legătură cu partenerul de viață sau cu o colaborare profesională. Capricorn, fie îți vin niște idei ingenioase despre cum să-ți crești veniturile, fie cineva revine la tine cu o ofertă financiară. Sentimental, deși nu-ți stă în fire, azi vei fi mai sensibil, mai romantic și mai dornic de iubire. Vărsător. Nu te teme să visezi departe și nu te teme să fii creativ. Ideile care îți trec azi prin minte pot fi de fapt porți spre viitor. Trebuie doar să ai mai multă încredere în tine și în resursele tale. Cei singuri pot pune bazele unei povești de iubire. Pești. S-ar putea să lași timiditatea și inhibițiile deoparte și să spui direct ceea ce ai de spus atât partenerului de viață, cât și partenerilor de afaceri și colaboratorilor. Pe cei singuri, contextul zilei îi ajută să cucerească mai ușor persoana care le place.
dragii mei, atât pentru prima oră, dar ce credeți? Ne revedem ora viitoare. Aoleo, măi Madalena! Ce crezi? Când... Te așteptăm! Așa îmi place când eu citesc aici, atentă, știi? Dar eu vă văd așa pe toți, când vă bucurați sau când vă, știi? Da, da, da. Păi ne-ai dat vești bune astăzi. Da, astăzi. Da, 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 sunt, chiar sunt. La fiecare zodie în parte... Și ați văzut există... finalul ăsta? Charlie's Angels. Dom, dom, dom. Păi nu l-am mai avut pe ăsta. Nu, 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 e nou, e nou, e nou. Păi i-a zis că e ceva nou. L-am copt în weekend. Cine știe ce-o veni? L-ai încărcat în weekend. Mulțumim, Madalina. Da. Frumos. Veselie, așa, și veselie, cafea veselie când bem. Și cafea acum, cum, acum? Când să bem cafea și v-am obișnuit deja, nu bem cafea singuri niciodată. În această dimineață avem alături de noi invitată, arată impecabil, toată presa a scris treaba asta. Am văzut, a terminat da. Psihologia, dar scoate pe toată lumea la dans în momentul când are muzica populară. Da. Știi despre cine vorbesc? Da, știu. Emilia Ghinescu cu noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, dragilor, cu capul în zori. Tu ești... Bună dimineața, tu ești cu capul în zori? Ești matinală de fel? Îs obișnuită să mă trezesc, da, de dimineață, pentru că trebuie să duc fetele la școală, una la școală, una la grădiniță, de fapt una la liceu, una la grădiniță. Și am un program destul de matinal. Nu mă trezesc, să știi, decât de la ora, începând cu ora 6:30, 7:00, cam așa este... ora mea de trezire. Deci ora 7 de trezire. Da, am înțeles. Cam așa. Și încep cu o cafea sau întâi faci micul dejun fetelor? Nu încep cu o cafea. Nu. Nu? Nu, pentru că până când reușesc să o trezesc pe cea mică, uh-huh, cea mică merge la grădiniță și are aproape 5 anișori, durează destul de mult. Știți, nu știu dacă voi știți cum e cu un copil micuț, că na. Aia, știm, dar nu vrem să zicem. O să vedeți, o să vedeți. Trebuie să tragi de el un picuț, să-l rogi să se trezească. Cea mare mă presează, mama, întârzi la școală, hai, trezește-o. Și nu am timp, să știi. Ele de dimineață de obicei nu mănâncă, Anastasia mănâncă la grădiniță, iar Erica s-a obișnuit așa și nu mănâncă. Eu abia când ajung acasă, după ce le las pe ele, îmi fac tabieturile mele de zi cu zi. Adică îmi beau, am așa, de ceva timp încoace, de dimineață beau... o jumătate de pahar de lapte cu două linguri de tărâțe de ovăz. Le beau totdeauna pe stomac cu gol, așa că nu beau prima dată cafeaua, niciodată. Emilie, eu sunt curios de un lucru. Unde ești tu în momentul ăsta? Pare a fi un birou? În birou la mine. Ai o diplomă pe perete? Sunt mai multe? Sunt diplomele mele, da, păi este biroul meu, îți dai seama, sunt diplomele obținute în decursul carierei la spectacole, în cadrul festivalurilor, la anumite evenimente unde am fost invitată, da. Da. Și aici pe ușa biroului tău... Dintru, nimeni nu are voie să mă deranjeze, să știi. Pe ușa biroului tău, Emilia, ce scrie? Emilia Ghinescu, psiholog, artist, cântăreț, ce, cum găsim ce pe plăcuța de la intrare? Titulatura... Acasă, să știi că nu sunt nici psiholog și nici nu sunt Emilia Ghinescu. Acasă sunt mama și așa, mama și soție. În niciun caz psiholog și artistică. Nu pui tu în practică ce ai învățat la psihologie atunci când dai de o situație mai așa mai greuță? Bine, sunt lucruri învățate și înveți sau te străduiești să gestionezi niște situații apărute în viața ta. Dar dacă, Doamne ferește, aș întâmpina ceva, eu știu, un pic mai greu, în sensul că unul din copii sau un membru al familiei mele ar suferi, eu știu, de o mică depresie sau ar avea vreo problemă, în niciun caz n-aș putea eu să fac psihoterapie cu ei, pentru că, în primul rând, deocamdată consider că nu am pregătirea necesară. Eu sunt, am terminat facultatea acum, stați că vă spun imediat, aproape 10 ani sunt de când am terminat facultatea. Am terminat în schimb un master pe securitate și siguranță națională. Adică nu am pe psihoterapie și exact ca un medic care nu are pregătire, dacă nu e ortoped, cardiolog, nu poate să dea rețete, mă rog, pe domeniul în care a fost instruit, nici eu la rândul meu nu pot să fac psihoterapie dacă nu am master în așa ceva. Am o pregătire pe psihoterapie integrativă, dar v-am spus, în practic, și eu știu, încerc să gestionez niște situații
pe care le-am luat tare, Emilia, o secundă, stai, stai puțin să ne revenim. Ai terminat cu 10, ai făcut 3 master între timp, 3, da? Sunt la număr. Două master, oricum, foarte mult, ușor că ceva cu psihoterapia integrativă și securitatea. Nu, n-am... Este o pregătire, da. Psihoterapia integrativă presupune o terapie în grup. O terapie psihoterapia individuală presupune terapie individuală. V-am spus așa cum și medicii au pregătire pentru anumite ramuri ale medicinei, la fel și noi, psihologi, avem pregătire. Adică dacă aveți vreodată probleme, Doamne ferește să nu aveți, dar din punctul meu de vedere, orice om ar trebui să meargă măcar o singură dată în viață la un psiholog. De ce? Pentru că noi suntem asemenea unui... cum să vă spun eu, nu ai urâtă comparație, dar sufletul nostru e asemenea unui coș de gunoi, are un loc care, ca un coș de gunoi, unde strânge tot ceea ce nu ne place nouă, tot ceea ce nu ne convine, tot ceea ce nu ne face plăcere să auzim despre noi sau despre viața noastră. Strânse acolo, ele automat trebuiesc și epurate, date afară sau curățate, locul acela. Atât timp cât nu este curățat, el întotdeauna va reveni, revine în visele noastre, revine, eu știu, sau în coșmaruri, dacă nu sunt vise frumoase, în fricile noastre, temerile noastre, în faptul că nu realizăm anumite lucruri, că nu ne considerăm destul de buni pentru anumite situații și atunci... Eu cred că fiecare om ar trebui să meargă. Dar, din nefericire, la noi, în România, încă ideea de a merge la psiholog este asociată cu ideea de a merge la psihiatru, ceea ce sunt două lucruri total diferite. Chiar și atunci când ajungi la psihiatru, nu înseamnă că ești nebun. Da. N-ai luat-o pe căsă greșite. Corect. E de mers la psiholog în această viață și ca să trecem într-o zonă așa, mai cu iubire, că tot pe ușa biroului e cu mamă și soție. Cum ai sărbătorit de Valentine's Day? Pentru mine nu este nevoie să fie o zi anumită, o zi specială dedicată iubirii, pentru că eu cred că doi oameni care se iubesc, se iubesc în fiecare zi a anului. Nu pun foarte mare preț pe faptul că soțul meu trebuie să-mi aducă flori sau cine știe ce cadouri, sau dacă nu vine cu lucrurile astea acasă acum pe 14 februarie sau pe 24, îi spun, te rog frumos, ieși afară din casă, din curte, când vii cu ce ar trebui să vii, atunci vii acasă. Nu. Consider că doi oameni se iubesc în fiecare zi a anului și mai cu seamă eu pun mai mult preț pe respect. Pentru că dacă există respectul între cei doi parteneri, există și iubirea. Dacă nu există respect, degeaba mă iubești tu și mi-aduci flori pe 14 februarie și pe 24 și mi-aduci cadouri și în restul Din iubire respecti persoana iubită, nu? Din iubire, nu neapărat. Sunt două lucruri total diferite. Nu trebuie neapărat... Știți, există acea iubire bolnavă. Acum, iertați-mă, dar dau în partea mea profesională. Există acea iubire bolnavă, o dependență de omul respectiv. Omul ăla te iubește, într-adevăr te iubește. Dar de multe ori gelozia își spune mai mult cuvântul și atunci respectul nu mai își are loc. În momentul în care, din punctul meu de vedere... Cred că un om te respectă atunci când îți respectă ție dorințele tale. Când te iubește, de fapt, pune pe primul loc mai mult dorința și voința ta decât dorința și voința lui. Atunci înseamnă iubire. Când consideră că ceea ce face el este în primul rând bine pentru tine, ca om. Nu este bine pentru el. Și să știi că puțini oameni reușesc să facă lucrul ăsta. Să se gândească întâi la persoana de lângă el și apoi la el. Urmează un an interesant din punct de vedere al schimbărilor sociale. O să fie și cu iubire, probabil, și cu respect, dar și cu evenimente, sperăm noi. Cum așa, e pentru tine? Și cu muncă, să sperăm și cu muncă. Cum e pentru tine? Ce planuri ai anul ăsta? Cum e cu evenimentele? Au mai existat? Te-ai reprofilat și te-ai dus în zona online? Cum te-ai descurcat în această perioadă? Ce să-ți spun? Anul trecut a fost destul de greu. Noi, artiștii, actorii, suntem învățați că pe scenă trebuie să râdem, că în fața publicului trebuie să zâmbim, că trebuie să aducem bucurie și suntem oaza de fericire a oamenilor. Chiar dacă de multe ori apărăm la televizor și de fiecare dată nu ne spunem problemele noastre sau nu îndrăznim să plângem sau nu spunem că ne este greu, asta nu înseamnă că nu ne este simplu sau ușor.
Recunosc că mi-a fost destul de greu anul acesta și nu vorbesc aici din punct de vedere financiar, pentru că am avut norocul să-l am pe soțul meu, care se ocupă de cu totul și cu totul altceva, pentru că dacă s-ar fi ocupat și ar fi lucrat tot în același domeniu ca și mine, ar fi fost destul de urât pentru doi oameni să nu muncească un an de zile, un an întreg, este destul de greu. Oricât ar fi fost în acel sac, cum spunea bunicul meu, agonisit, de vreme ce iei într-una și nu pui nimic la loc, sacul acela se golește la un moment dat. Dar, mă repet, am avut noroc cu soțul meu. Dar mi-a fost destul de greu din punct de vedere al rutinei mele obișnuite. Faptul că eu eram obișnuită să am un anumit program, să merg, să cânt oamenilor, este îngrozitor pentru un artist să nu poată să desfășoare un an de zile. Nu vorbim de o lună de zile, nu vorbim de o jumătate de an, vorbim de un an de zile. Și nici acum încă nu se știe dacă vom putea sau ne vor da voie să ne exercităm meseria. Lucru foarte, foarte greu. Îmi pare rău că cei de la putere nu înțeleg lucrul ăsta, că lumea are nevoie și de artă, lumea are nevoie și de noi. Eu oricând pot să fac altceva, pentru că am învățat să fac altceva, pentru că la momentul respectiv când am vrut și am ales să fac o facultate, nu am vrut să stau doar în cântec și doar în arul pe care mi l-a dat. Și ai și terminat-o cu 10. Da, așa este. Vreau să vă spun ceva. Nu am terminat o facultate, că poate cei care ne privesc spun, păi ea s-a dus și ea la o facultate de stat. Nu. Am fost la o facultate privată. Am fost la o facultate de stat. Am fost la o facultate unde mi se cerea prezență 100%, unde faptul că suntem Emilia, din sunt... păcate, rămânem fără timp. Îți mulțumim din tot sufletul că ți-ai început dimineața cu noi. Ce repede a trecut timpul, dar nici nu mă așteptam să fac așa. Da. Mulțumim frumos. E o bună ocazie să te invităm și în studio alături de noi într-o dimineață. Când se vor deschide lucrurile și vor reveni lucrurile la normal, speranța mea este să fie cât mai repede lucrul acesta, să se întâmple cât mai repede. Cu mare drag am să vin și la voi în studio, pentru că îmi face plăcere să mă întâlnesc cu oameni frumoși și cu oameni deschiși la minte. Să rămână, îți mulțumim tare mult, te așteptăm cu drag aici. Iar acum timpul pentru... avem niște stretching cu a noastră Bianca, până dimineața, Bianca din nou. Ia să te vedem. Ești pe covorașul ăla lui Aladdin, ce faci? Se va rupe, eu îți spun. Așa, ca să nu ne fie fric dimineața la piciorușe. Un picior întins în lateral, celălalt îndoit în față. Și cap pe lateral. Lăsăm umărul jos. Și întoarcem capul. Și trage. Și acum mergem pe picior. Și încercăm și tragem de talpă sus. Venim în mijloc. Și sus. Schimbăm picioarele. Și tragem spre piciorul întins, capul. Thank you.
spate și încercăm să mergem pe ele cu corpul. Și tragem talon. Tragem de talpă în sus. Ușor sus. Și acum ne ridicăm ușor. Și apucăm, eu apuc acum de piciorul drept și trag capul spre picior. Și plec sus cu brațele și fac cercuri sus, jos, rond. Doi. Și apuc de piciorul stâng eu. Invers. Rond de corp invers. Jos. Sus. Bun. Și ne ridicăm ușor. Și acum vreau să facem, ducem genunchiul la spate și tragem în spate. Cât se poate de mult. Și în față genunchiul, sus. Respirăm și mulțumesc! Mulțumim, Bianca! Mulțumesc! Ei, top, 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 top! Top, 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 top. Așteptăm alături de noi și pe voi vă așteptăm alături de noi la 8 fără 5, David Pușcaș, alături de Sara Ceisan și noi cu aceeași bună dispoziție. Rămâneți pe TVR1!